Bine v-am regăsit pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem o etalare pentru săptămâna 24-30 septembrie, să vedem cum stați cu dragostea în această săptămână. Am ales o carte pentru doamne și una pentru domni. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Rac în această săptămână în dragoste. Ce așteaptă pe cei din Zodia Rac în dragoste în această săptămână. Așa, haideți să vedem. Pentru doamnele din Zodia Rac, în această săptămână, se pare că vor avea parte de. Mă refer acum la persoanele singure. Persoanele singure vor avea parte de o pierdere din cauza unor bârfe. Persoanele singure care au pe cineva în minte, care se gândesc la cineva sau vor să fie cu cineva. Din cauza unor bârfe, nu vor putea fi cu persoana iubită. Persoana iubită, parcă este o, sau la care vă gândiți să fiți cu ea, cu el, pardon, este un bărbat foarte puternic. Însă este un bărbat foarte influențabil. Ascultă toate bârfele astea și îl afectează. Și din cauza asta, cum să spun, da, relația nu poate avea loc. Adică nu puteți să vă cuplați cu acest bărbat de care vă place sau de care sunteți îndrăgostite, deoarece cineva din împrejurimea dumneavoastră, ori o prietenă, oricineva care vă vrea rău, vă bârfește foarte mult la această persoană sau această persoană. Aveți prieteni comuni? Iar acest bărbat decide să asculte aceste minciuni și să nu aibă o relație cu dumneavoastră. Pentru doamnele căsătorite din Zodia Rac sau cele care aveți o relație de mai de mult timp, se pare că săptămâna aceasta o să aveți cam în același context, o să aveți în casă poate o pierdere, sau o să vă simțiți puțin rău, o să fiți puțin bolnave, veți avea anumite certuri și dispute cu partenerul sau cu soțul. Parcă văd aici, tot din cauza unor vorbe venite din afară, ori aflați ceva despre parteneri care vă supără foarte mult, ori pur și simplu aveți niște certuri legate de ce ține de baza casei, probabil că ceva financiar sau da, ce ține de serviciu, de stabilitatea casei. Însă ce rămâne în prim plan în această săptămână pentru doamnele căsătorite, aveți grijă că săptămâna aceasta veți avea o pierdere de stabilitate în căsnicie. Este posibil ca să aveți și niște probleme de sănătate, probabil să vă simțiți slăbite, să vă simțiți fără puteri sau să vă simțiți pur și simplu, din ce văd aici, slăbite, da, epuizate. Probabil că ați avut parte de foarte multă muncă sau v-ați epuizat în ultima vreme foarte mult pe partea financiară, muncind foarte mult. Vă văd niște, însă vă văd că ați fost
niște persoane, niște femei foarte puternice, foarte stabile și în dragoste, și în casă, și ați luptat foarte mult și sunteți niște femei foarte bune, adică țineți foarte multă stabilitate în casă, cu dragoste, cu față de partener mă refer. Dar ceva săptămâna asta văd că se întâmplă în căsnicie. Nu aș prefera să fie prima variantă în care dumneavoastră să aveți probleme de sănătate. Nici varianta a doua nu este prea favorabilă să aveți probleme în stabilitate datorită serviciului sau probabil o pierdere financiară în casă sau o datorie care o veți avea sau care o aveți deja și trebuie să o plătiți sau vorba de niște credite la niște bănci sau depinde. Însă o să aibă loc o dispută cu partenerul dumneavoastră. Dar săptămâna asta nu văd să se rezolve lucrurile între dumneavoastră. O să fie ceva care o să vă deprime, o să vă simțiți destul de, cum să spun, la pământ cu toate, epuizate. Trebuie să vă dați o perioadă de odihnă, săptămâna asta să nu încercați să vă supra-solicitați cu aceste probleme, pentru că veți cădea într-o depresie la sfârșitul săptămânii. Pentru cele, revin la cele singure, care nu aveți pe nimeni, parcă săptămâna aceasta veți avea parte, însă trebuie să aveți foarte mare grijă, pentru că veți cunoaște pe cineva, este un bărbat destul de stabil financiar. Însă, acest bărbat care este stabil financiar este un bărbat cu reputație de hoț, o persoană care își procură banii prin hoție sau prin lucruri ilegale. Cred că o face de foarte mult timp și deja, cum să spun, veți fi ca o pradă pentru, așa își va închipui el, că veți fi ca o pradă ușoară. Să aveți grijă pentru doamnele din RAC săptămâna aceasta, dacă veți cunoaște o astfel de persoană, să o evitați complet. Adică dacă vi se va propune ceva sau orice, se va folosi foarte mult de dragoste pentru acest lucru. Cred că este un bărbat destul de matur, care știe foarte bine cum să vorbească, să comunice, să vă manipuleze, să. Este o persoană care, din ce văd aici, a avut un deces recent, probabil în familie sau eu vă spun indicii ca să recunoașteți această persoană dacă o veți întâlni această săptămână. Însă, cum v-am spus, și pentru cele singure și pentru cele care sunteți într-o căsnicie săptămâna asta, nu veți avea o stare prea bună. Exact cum spune această carte, dramă, veți fi puțin cam obosite, cam deprimate, cu moralul la pământ. Săptămâna asta trebuie să aveți foarte mare grijă, chiar dacă o să vă epuizați foarte mult și o să fiți foarte supărate și o să aveți foarte multe probleme, să încercați să treceți peste ele și să nu le luați chiar foarte, foarte în serios, pentru că astea vor duce la ceva care să vă creeze o depresie pe termen lung. Să aveți foarte mare grijă. Pentru bărbații din Zodia Rac, haideți să vedem. Bărbații din Zodia Rac, mă refer la cei singuri din această săptămână, starea lor va fi de analiză, căutare. Își doresc pe cineva, își doresc foarte mult pe cineva și își doresc un nou început. Parcă, din ce văd aici, au alături de ei o femeie care este un prieten foarte loial, din câte văd, însă
Parcă ei își doresc și se gândesc să facă o alegere în ce ține de dragoste. Parcă își doresc o uniune cu această prietenă, această prietenă, că este vorba despre o femeie. Însă sunt foarte, cum să spun, bănuitori, suspectează orice, analizează orice înainte, se gândesc foarte bine dacă să facă pasul acesta. Se pare că vor avea și un nou început în ce ține de partea financiară. Probabil că vor obține un nou job cu ajutorul unei persoane loiale, unui prieten sau unei prietene loiale, vor obține un nou job care le vor aduce multă, multă satisfacție celor singuri. Un nou început, un nou început, dar va fi analizat foarte bine înainte. Pentru cei căsătoriți, cei care aveți o relație de foarte mult timp, săptămâna aceasta se pare că se anunță una frumoasă, dar există un mic obstacol. Aveți lângă dumneavoastră partenera care vă este foarte, foarte loială, însă o bănuiți de ceva. Dumneavoastră aveți o stare bună în această săptămână, însă suspectați ceva de ceva timp despre partenera dumneavoastră. Parcă suspectați că v-ar înșela cu cineva. Și este aici alături un bărbat care vă va spune niște secrete legate de acest lucru. Un bărbat destul de atrăgător, un bărbat mai tânăr, un bărbat misterios, un bărbat care vă va pune în semnul întrebării dacă ce se întâmplă în căsnicia dumneavoastră, de ce se întâmplă așa, de ce simțiți lucrurile acestea, de ce sunteți bănuitori, de ce aveți presimțiri, pentru că asta mi-arată că săptămâna aceasta aveți niște inclinații spirituale, niște presimțiri legate de parteneră. Parcă partenera, din ce văd aici, și ea este o postura în care să analizeze foarte mult, adică să caute foarte mult, să facă o alegere. Își dorește să facă o alegere. Îmi pare rău să vă spun, dar parcă își dorește să facă o alegere între dumneavoastră și persoana aceasta, bărbatul acesta. Parcă nu știe ce vrea. Este o partenera, vă este loială, vă iubește, însă este o persoană foarte materialistă. Nu știu să vă explic de ce face acest lucru, de ce văd că are această relație extraconjugală, probabil că pentru plăceri trupești sau probabil că undeva în relația dumneavoastră a intervenit monotonia, însă o văd că își dorește un nou început, o văd că își dorește să ia o decizie, o văd că este foarte materialistă. Pe dumneavoastră vă văd săptămâna asta căutând foarte multe dovezi care să vă arate că partenera nu vă este loială. Nu știu, nu vă văd foarte afectați, nu vă văd că veți fi foarte afectați de lucrul ăsta. Parcă cumva vă așteptați să se întâmple, parcă cumva o bănuiați de mult. Însă persoana cu care partenera nu vă este loială, adică persoana cu care este, parcă vă este un prieten bun sau cineva cu care vă cunoașteți de foarte mult timp, cineva care vă intră în casă, cineva care știe demersul lucrurilor din casa dumneavoastră, este foarte, foarte bine informat despre ce se întâmplă în casa dumneavoastră. Iar cum spune și această carte, săptămâna asta veți avea deci am vorbit strict pentru cei căsătoriți acum sau care au o relație de mult timp. Săptămâna asta se anunță că veți avea de făcut multe decizii, de luat multe decizii în legătură cu căsnicia dumneavoastră.
dacă să-i mai dați o șansă partenerii, dacă aflați de această infidelitate a sa, tind să cred că îi veți mai da o șansă. Parcă partenera, deși este materialistă, parcă a făcut lucrul ăsta din monotonia care s-a așternut în relația noastră. Parcă n-a făcut-o cu intenția de a se despărți definitiv de dumneavoastră. Deși s-a gândit, poate a avut momente în care s-a gândit pe ce cale să merg, dar parcă nu a fost decisă 100% dacă să aleagă cealaltă cale. Revin la cei singuri. Cei singuri care vă doriți o relație sau care nu aveți pe nimeni. Săptămâna aceasta, cum spun, cum am mai spus, este o săptămână de căutare, o săptămână de așteptare, o săptămână în care vă veți sfătui cu un bun prieten, aici mă refer la un bărbat, vă veți gândi bine pe ce cale să o apucați, vreți un nou început, vreți să faceți o schimbare în viața dumneavoastră, vreți să faceți o îmbunătățire. Parcă prietenul acesta vă spune niște secrete care vă deschid, parcă vă aprind un bec în capul dumneavoastră pentru niște idei noi, niște idei noi care să vă ajute într-un început nou. Probabil că ce ține de mai mult de carieră, văd, mai mult de locul de muncă, parcă vreți să vă schimbați lucrul ăsta. Vreți să faceți un drum, vreți să schimbați situația în care sunteți. Și revin și la cei care își doresc, care au pe cineva în minte, au această prietenă loială care este o persoană destul de stabilă, această femeie. Este o persoană destul de stabilă, însă este o persoană care își dorește un nou început, însă nu este hotărâtă încă ce să facă. Cam aceasta a fost etalarea pentru Zodia Rac, pentru această săptămână în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.